Eu chiar vă iubesc, mai ales într-o zi atât de aleasă, în al preasfinția voastră, preasfinția voastră, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, în urmă cu 164 de ani, românii, popor și conducători, au scris primul paragraf al istoriei statului național unitar român. O istorie marcată de multe momente dificile, o istorie de-a lungul căreia, de fiecare dată, am demonstrat că doar uniți putem depăși orice obstacole, că doar împreună putem crea un viitor mai bun. Acum 164 de ani, apropierea culturală și economică puternică între cele două principate a condus la unitate. Atunci, în 1859, unitate nu a însemnat doar că poporul să fie unit. Unitatea a fost și între conducători. Personalități puternice, cu viziuni proprii și convingeri diferite, au reușit să se unească pentru un scop comun, unirea Moldovei cu țara românească. Unitatea a făcut diferența. Unitatea a adus progresul. Când am fost uniți cu toții, popor și conducători, am făcut mica unire. Când am fost uniți, am făcut România mare. Când am fost numiți, am scăpat de dictatură. Toți împreună, uniți, am reușit să ne găsim aliați de nădejde pentru a apăra securitatea țării odată cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Unitatea este soluția. Tot uniți să intrăm în spațiul Schengen. Tot uniți să dezvoltăm economic toate regiunile țării, împreună urmărind aceleași obiective. Tot uniți să continuăm ceea ce am făcut în ultimul an, la propriu, nu pe hârtie, unirea tuturor regiunilor țării prin autostrăzi. Pentru că doar împreună, cu aceleași obiective, putem continua să atragem mai multe fonduri europene. Tot împreună putem crește economia românească. Vă îndemn așadar să lăsăm deoparte tot ce ne desparte și uniți să ne urmărim cu perseverență obiectivele comune, creșterea economică și creșterea nivelului de trai al românilor. La mulți ani România, la mulți ani români!